Presa liberă trecere. Bună seara, suntem din nou împreună la Presa Liberă Trecere și discutăm, dragi telespectatori, în această seară cu domnul Marius Chieru, primarul comunei Podgoria. Vedem cum a fost încheiat anul 2015 în localitatea Podgoria, vedem care este bugetul alocat administrației din Podgoria pentru anul 2016, care sunt proiectele prioritare pentru cetățenii comunei. Îi spunem bună seara, bine a revenit în fața dumneavoastră, în fața telespectatorilor de la Presa Liberă Trecere și foarte multe informații pentru locuitorii din Podgoria și nu numai. Așteptăm în această ediție. Bună seara, sărbuna, bine v-am găsit. Vreau să salut podgorenii mei și mă bucur că sunt la noastră după un an de zile. Dacă este fix un an de zile de când nu ați mai fost prezent la Presa Liberă Trecere, atunci vreau să ne spuneți cum ați încheiat anul 2015 pentru a putea trage niște concluzii și a vedea care sunt obiectivele pe care vi le-ați fixat pentru anul în curs. Da. Anul 2015 a fost mai bun decât 2014 și să sperăm că va fi mai puțin bun decât 2016. Am încheiat anul bine, spun eu. Am avut un buget destul de bun. Am început niște lucrări esențiale pentru Comuna Podgoria. Anul acesta le vom definitiva și vom începe altele. Cea mai mare lucrare pe care am început-o anul trecut a fost asfaltarea aceea celebră de pe drumul comunal 148 dintre Podgoria și Coțatcu. Am realizat cam 20% din lucrări pentru că toate demersurile s-au definitivat undeva prin luna august și prin luna august au început, iulie-august au început lucrările. Am reușit să asfaltăm doar cu binderul, partea de binder 2,8 km, partea din satul Coțatcu. În toamna aceasta am tasat și am pus piatra la Tigoiu și abia aștept să vină primăvara să înceapă lucrarea de asfaltare și acolo. Lucrarea va dura până prin septembrie. Este o lucrare foarte mare, 96 de miliarde de lei în bani vechi și satul va beneficia de poate cea mai amplă lucrare din existența lui. Nu numai asfaltul, oamenii vor beneficia și de podețe la fiecare gospodărie în parte. Sunt 376 de podețe pentru gospodării, 72 de podețe pentru drumurile laterale, drumurile sătești, uliți și așa mai departe. Aceste podețe sunt incluse în proiect sau la solicitarea locuitorilor? Nu, sunt incluse în proiect. Deci nu sunt suportate financiar localnici? Nu, absolut nimic nu este suportat financiar. Noi am avut doar partea noastră de cofinanțare din partea primăriei Podgoria. Din cele 96 de miliarde, 4 miliarde 160 de milioane este partea noastră de cofinanțare. Știți foarte bine că orice proiect trebuie și cofinanțat într-o mică măsură de către comunitatea locală. Am mai terminat în decursul anului trecut un proiect mai mic. Am mai avut un proiect de asfaltare în satul nou, la Oratia, de numai un kilometru și pe acela l-am definitivat. Cu bani din bugetul local, da? Nu, acela a fost un proiect european pe un gal. Noi facem parte dintr-un gal cu 16 comune din județul Vrancea și am implementat deja acel proiect de asfaltare pe un kilometru. Pentru anul acesta, de altfel ar fi trebuit în toamnă să mai beneficiem de un proiect, dar s-au mărit puțin termenele și până pe data de 30 iunie vom avea un alt beneficiu și anume un tractor cu o lamă
tot printr-un proiect european, nu ne va costa nimic, sunt doar bani europeni, proiectul a fost făcut de așa natură. Iar în 2017 vom mai avea încă 1,5 km de asfalt și atunci alte uliți vor fi asfaltate. De altfel, cam asta. Și pentru anul acesta mai avem două proiecte. Am semnat contractele la Ministerul Dezvoltării pe 26 decembrie. Cum începe primăvara, grădinița de la Coțatcu va intra în construcție. Acolo sunt deja toate lucrurile puse la punct, contracte și așa mai departe. Am primit de la Ministerul Dezvoltării o finanțare de 408.000 de lei, adică 4 miliarde 80 de milioane, iar pentru grădinița de la Podgoria am primit o finanțare de 646.000 de lei. Am demarat deja situația de a introduce în SEAP lucrarea și așa mai departe. Undeva prin luna aprilie cred eu că se va termina cu licitația și oricum copiii din Podgoria, începând din septembrie, vor merge într-o grădiniță 900%. Mai sunt și alte proiecte de infrastructură pe care vreți să vă axați în 2016? În 2016 trebuie să le terminăm pe acestea. Dar tot în 2016 trebuie să am discutat deja cu proiectanți pentru încă două proiecte mari de infrastructură pentru perioada de finanțare 2014-2020. Știți că urmează o altă perioadă de finanțare, ea încă nu a început, încă nu s-au dat normele în totalitate. Am început demersurile cu proiectanți, cu topograf, cu geodezi. Facem un proiect amplu de asfaltare a tuturor uliților, dar asta o discutăm după vara anului 2016. Îmi doresc acel proiect și sunt convins că cu ceva muncă din partea tuturor și a colegilor mei din primărie și a proiectanților și așa mai departe, vom reuși să câștigăm acel proiect și mi-l doresc enorm de mult, pentru că în perioada 2016-2020 mi-aș dori ca Podgoria să aibă toate ulițele asfaltate în toate satele din comună. Dacă ați reușit pentru localnicii din Coțatcu să realizați această solicitare, solicitare veche de ani de zile, necesară, benefică, da, clar, pentru zilele noastre, ce răspunsuri le dați celorlalți locuitori ai comunei Podgoria? Sunt și celelalte sate care nu beneficiază de infrastructură, da, în prezent. Să știți că pentru fiecare sat în parte, împreună cu colegii și în această perioadă de 4 ani de zile, am făcut câte ceva. Adică nu am lăsat nimic la voia întâmplării, am avut și probleme, dar încet, încet am încercat să le remediem. Și pentru Pleșei, și pentru Podgoria, și pentru Coțatcu, și pentru Tigoiu, și pentru Oratia, chiar și pentru Tăbăcari, în fiecare sat am făcut câte ceva, în fiecare școală am făcut câte ceva, la biserici, adică tot ceea ce ține de infrastructură locală și de instituții locale. În primul rând, am avut foarte multe uliți care nu au fost pietruite niciodată și am rezolvat în mare parte lucrul acesta. Încă mai avem în jur de 8 uliți care nu au fost pietruite și sper că undeva în primăvara asta, vara asta, să putem să rezolvăm și această problemă. Să ajungem la stadiul ăsta de pământ la piatră, știți? Dar într-o perioadă următoare v-am spus ce îmi doresc, să nu mai stăm pe piatră și să mergem și noi civilizat. Mai avem și am în așteptare acum două proiecte mari și de asta mă și ține pe loc situația cu asfaltarea pe uliți, pentru că
Am depus documentația pentru canalizări, atât în Podgoria, cât și în Coțatcu. Și sper ca în vreo lună de zile să semnez contractele respective la Ministerul Dezvoltării și atunci și comuna să beneficieze și de canalizare. Și de aceea, întâi să facem canalizarea pe ulițele respective și după aceea să venim cu acest covor asfaltic și în felul acesta podgorenii și toți locuitorii din satele Podgorie vor avea un beneficiu. Este o cerință a Uniunii Europene ca toți locuitorii să fie branșați la această rețea de canalizare. Dar sunt și bătrâni, familii bătrâne sau cu venituri reduse care nu își vor permite acest lucru să realizeze financiar branșarea la rețeaua de canalizare? Vom găsi o soluție, adică nu va costa foarte mult și vom găsi o soluție și pentru aceste persoane, așa cum găsim de fiecare dată. Persoane care au probleme, dar care să aibă probleme, vom găsi o soluție pentru ele. Nu putem să le lăsăm deoparte față de ceilalți. Un alt proiect mare pe care n-am reușit, dar nici nu au fost finanțările respective. V-am spus că din 2014 urmează o altă tranșă de finanțare pentru România. Ar fi proiectul de aducțiune de apă la Pleșești. Este un sat unde oamenii încă beau apă din fântână, precum și la Podgoria și Oratia, mărirea capacității de debitului de apă în Podgoria și Oratia. Acolo în fiecare vară avem probleme. Mai avem probleme cu săptămânile și lunile, pentru că am luat anumite măsuri, avem pompă de rezervă, dar cu toate astea, capacitatea, deci nu avem posibilitatea să exploatăm 2 metri cubi pe secundă, 2 metri jumate cubi pe secundă. În schimb, pe perioada de vară, consumul de apă crește foarte mult. Oamenii în Podgoria au suprafețe de vie și tot ceea ce degenerează din chestiunea asta, în așa fel încât iulie, august, septembrie, cam până prin septembrie sunt probleme deosebite. Sper ca prin 2017, adică nu vreau să spun niște minciuni, știți, că să spun că mâine, dar pe undeva prin 2017 aș vrea să rezolvăm și problema asta în așa fel încât oamenii să aibă și pe perioada de vară apă permanent, non-stop, așa cum au acum. Noi v-am spus, în perioada septembrie-martie nu avem nicio problemă. Vara fiind consumul exact, foarte mare. Exact, dar vara, prin consumurile acestea suplimentare, automat că sunt probleme. Rețeaua de apă a fost făcută tot printr-un proiect, prin OGHE 7 și proiectul respectiv nu permitea decât cantitatea de apă pe care o foloseau oamenii la băut, spălat și crescut animale. Nici de cum la celelalte necesități pe care le au oamenii într-o gospodărie. Dar pe undeva prin 2017 eu sper să se rezolve și, adică nu sper, sigur, să rezolvăm și problema asta în așa fel încât oamenii să aibă la un preț rezonabil apă în permanență. Și pe perioada sezonului cald chiar nu au apă sau nu, destul de redusă? Nu. Sunt, deci nu știu dacă au fost, există, am perioade? Da, am redicționat situația și o zi aveau apă cei din Podgoria, o zi cei din Oratia. Mai erau sincope, dar niciun caz nu aveau apă o săptămână. Au fost cazuri cu ani în urmă când nu era apă cu săptămânile. Dar v-am spus, noi ceea ce depinde de noi efectiv, ne-am luat măsuri să avem pompă de rezervă, să intervenim la timp în momentul în care pica pompa respectivă și așa mai departe. Și locuitorii din Pleșești, din satul Pleșești, chiar au cerut, da? Nu numai că au cerut, dar eu sunt convins că și doresc lucrul acesta, pentru că sunt alte condiții de viață.
Și încet, încet trebuie să ne modificăm modul de a trăi. Și acolo la Pleșești, deja la școală, în urmă cu câțiva ani, s-a făcut un foraj. Școala are apă proprie, la robinet, ca într-o țară civilizată. Dar acest lucru trebuie să se întâmple și în gospodăriile oamenilor. Mai ales că au apărut solicitări, spuneți dumneavoastră, de partea localnicilor. Mai ales că au apărut solicitări. Sunt și în Pleșești oameni care și-au construit case, au toalete în casă și ar trebui să aibă acest beneficiu. Vreau să discutăm puțin despre situația economică a comunei Podgoria. Ați votat zilele acestea bugetul anului 2016 și, de asemenea, vă rog să ne spuneți dacă ați intrat sau nu ați intrat cu datorii în noul an. Da, noi pe execuția bugetară din 2015 am înregistrat, am încasat 94% din impozitele și taxele locale, o sumă foarte mare, un procent foarte mare, drept pentru care le mulțumesc oamenilor. Și zilele acestea au început oamenii să vină să își plătească impozitele și le mulțumesc pentru chestiunea asta, pentru că avem nevoie să știm de la începutul anului cam pe ce ne putem baza. Pentru anul 2016 avem un buget și mai mare. De exemplu, pentru 2015 ne-am avut 61 de miliarde. Cu tot ceea ce însemna investiții, salarii, la învățământ, cultură, tot. Pentru anul 2016 avem un buget de 167 de miliarde. Deci cu 100 de miliarde în plus, tocmai datorită proiectelor. Proiectele europene, da, categoric, sunt incluse, da, în buget. Deci o comunitate locală nu se poate dezvolta decât pe proiecte. De exemplu, din Podgoria, de la locuitorii comunei Podgoria, pe terenuri, pe case, pe mașini și așa mai departe, într-un an de zile se strâng aproximativ 5 miliarde de lei. Adică acei 94%. În perioada asta de o lună, două de zile, sunt convins că și cei 6% care au rămas restanțieri își vor achita oamenii impozitul pe 2015 și așa mai departe. Deci nu putem vorbi de o comună cu cetățeni răuplatnici, din câte spuneți noastră, un procent destul de ridicat, 94%. Sub nicio formă. Dar ați luat anumite măsuri de constrângere sau așa au fost locuitorii din totdeauna? Nu, oamenii și-au plătit impozitele. Deci nu am luat nicio măsură de constrângere. Anul acesta? Sunt convins că și vor plăti și anul acesta. Eu le-am dat dovadă că vreau împreună cu colegii mei, le-am dat dovadă că vreau și se poate să facem treabă pentru comunitate. Dar sunt speriați de toate aceste noutăți, modificări ale codului fiscal cu terenul de subclădire, cu locuințele rezidențiale și nerezidențiale? Nu, noi le-am explicat. Acolo unde avem probleme și oamenii nu au înțeles, le explicăm care este situația. Pe ansamblu față de anul trecut, media, să spun, de impozitare nu a crescut cu mai mult de 15-20 de lei. Adică cu terenul de sub casă, bine, dacă un cetățean are o casă mai mare, automat, categoric. Da. Dar media vorbind, nu a crescut cu mai mult de 15-20 de lei. Un pachet de țigări. Dar acești bani adunați, le facem 100-200 de milioane, vă dați seama că sunt niște bani pentru comunitate. Iar amenzi de recuperat, aveți sume mari la amenzi? La amenzi avem nu o sumă extraordinar de mare, avem în jur de 1 miliard și vreo 300 de milioane de lei. Mizați pe faptul că vor plăti amenziile, avem, da? Avem câțiva cetățeni cu amenzi destul de multe și chiar mi se pare o soluție bunicică chestiunea asta cu amenziile, pentru că trebuie să ne învățăm să respectăm legea. Bună, proastă, respectăm legea. Și mi se pare normal să nu-ți achiți o amendă de circulație sau, eu știu, în momentul în care greșești, trebuie să plătești într-un fel. Știți, în viață prostia și plăcerea sunt lucrurile care se plătesc.
Și într-un fel, dar nu avem, v-am spus, niște cazuri extraordinar de grave, așa cum aud eu prin alte părți, cu miliardele. Și sunteți convinși că veți recupera amenzile în contextul categoric, în care categoric, legea trebuie da, respectată? Categoric, clar, mai ales că acum pe nou cod fiscal s-au și punctat niște lucruri în ceea ce privește plata acestor amenzi. Pot să vă spun că impozitul la Podgoria, cei care îl plătesc până pe 31 martie vor plăti impozitul la același nivel ca anul trecut, iar după 31 martie el va fi mărit cu 10%. Și aici, la o medie de impozitare, v-am spus, de 200-250 de lei, ci în plus ar fi cam 20 de lei. Pe fiecare gospodărie în parte și nu mi se pare o sumă foarte mare de neatins. Alte proiecte prioritare pentru comună incluse în bugetul votat recent? Pentru anul acesta ne-am propus grădinițele și trebuie să le definitivăm, drumul de la Coțat cu pe care trebuie să-l definitivăm. Și, în rest, să putem să vreau ulițele, cele 7 uliți, 8 uliți care au rămas nepietruite, să pot să le pietruiesc în primăvara asta, până în momentul în care ne permite timpul. Și știți foarte bine că se apropie alegerile din luna iunie. Eu nu pot să-mi fac planuri decât până atunci. Vedem după luna iunie ce se va mai întâmpla. Eu împreună cu colegii mei am hotărât să mergem în aceeași echipă încă 4 ani de zile, dar asta trebuie să trecem de votul oamenilor. Probabil vom discuta altă dată aceste aspecte ce țin de politică și de deciziile pe care le veți lua. Vreau să ne spuneți, domnule Marius Chiru, ce considerați, înainte de a ne prezenta acele imagini, ce considerați că nu merge în prezent în comuna Podgorea, pe lângă infrastructură, pe lângă acele străduțe ce necesită a fi asfaltate? Care sunt solicitările și alte nemulțumiri ale localnicilor de acolo? Primul rând sunt chestiunile de infrastructură. Chiar săptămâna trecută o altă televiziune a fost la mine în Podgoria. Au făcut un reportaj în satul Tăbăcari. Într-adevăr, infrastructura a fost cam la pământ. Am zone, uitați de exemplu ceva de genul ăsta. Acolo în satul Tăbăcari? Nu, nu, asta este, nu este, vă arăt și din Tăbăcari. Tăbăcari da. Vă arăt și din Tăbăcari. Ceva de genul ăsta arăta ulițele. Iar aceeași uliță, după ce a fost refăcută. Ei, închipuiți-vă asta că... în 2015, asta, da? Asta, da, 2015, 2015, 2014, 2015. În satul Tăbăcari am avut ceva de genul acesta. Două secunde să le găsesc pe aici. Trebuie să le găsesc. Ceva de genul acesta. Sunt mulți localnici acolo în satul Tăbăcari? 62. Ceva de genul acesta. Și am reușit să o rezolvăm. În schimb, acolo e o problemă mare cu o pantă de 45 de grade unde oamenii care au căruțe, nici ei nu poate să coboare dacă nu au, dacă nu frânează căruțele. Și automat că la 3-4 luni de zile drumul acela se distruge cu ape pluviale și așa mai departe. Soluția ar fi ca pe jumătate de drum să se betoneze, să se asfalteze, iar jumătate de drum să fie lăsat cel puțin așa, pentru că dacă am asfaltat tot, clar, cei care au atelaje, căruțe și așa mai departe nu vor mai putea urca acolo. Mai mult decât atât, iarna cu dificultate se fac și lucrări de dezăpezire.
Din 62 de persoane care sunt acolo, 9 dintre ele sunt la ajutor social și pur și simplu dezăpezirea se face cu lopata în mână, pentru că n-ai cum să cobori cu un utilaj să faci dezăpezirea, ăla nu mai urcă de și acolo. Și altă intervenție, nu știu, tehnică, nu poate exista? Nu. Fără un proiect nu se poate face. Dar v-am spus, în perioada 2016-2020, pe proiectul acela de care vă spuneam cu ulițe asfaltate, automat va intra și acea bucată de 1,5 km. El a fost refăcut, îl refacem, îl ținem din scurt ca să putem urca, adică nu vă închipuiți că chiar nu se poate urca cu o mașină sau nu se poate cobură. În schimb, nu se pot face transporturi în condiții cât de cât normale. În momentul în care nu ne ajută nici natura, exact. Condițiile meteo, cum așa avut, cum păi sunt, uitați, nu se poate realiza am avut transportul aici, în zonă. Că am avut și probleme cu natura. Aici este o altă lucrare mare la intrare în Pleșești. Anul trecut am avut această problemă cu alunecările de teren și la un moment dat exista riscul ca acolo să se rupă pur și simplu drumul și satul să rămână izolat. Și am reușit să-l reparăm cu utilaje, cu tasator, cu tot absolut. L-am adus la acest stadiu de reparații. L-am lăsat perioada aceasta de iarnă așa, neasfaltată, porțiunea respectivă, să vedem cum se comportă și el se comportă destul de bine. Bine, am săpat în jos vreo 2 metri, n-am dus cu piatra, am tot tasat, se comportă destul de bine, nu s-a mai lăsat și în perioada următoare îi mai trebuie un strat de piatră și pus covorul asfaltic la loc. Sunt lucrări, sunt lucrări în care... Vă rog să ne mai prezentați, care... că văd că aveți ceva imagini. Da, peste tot unde am mai lucrat, de exemplu, tot la pentru Pleșești am reparat dispensarul din comună. El a mai funcționat de foarte mulți ani, cred că înainte de Revoluție. Oamenii de acolo fiind bătrâni, am luat hotărârea împreună cu colegii, cu domnul doctor, să putem să reamenajăm acel dispensar. L-am reamenajat, mai avem câteva chestiuni pentru a obține avizele, aprobările respective ca dispensar și cred că pe undeva prin luna martie îl dăm în folosință. Dar aveți o rețea sanitară bine pusă la punct, da? Cu medic al comunei? Mai avem ceva. Știți că niciodată nu poți să spui că totul e ok. Mai sunt câteva lucruri, oricum. Acesta era dispensarul de la Pleșești, acum un an și ceva în urmă. Pur și simplu era devastat. Nu am la mine și în interior era la fel, numai găuri de șobolan erau pe acolo. Iar acum el arată așa. L-am reparat în totalitate. Prin un proiect european bugetul local a suportat investiția? Da. Pe ăsta l-am făcut pe bugetul local. Cu puțin am rezolvat situațiile respective. Și numai atât, adică tot ceea ce ține, să știți că cam jumătate din primăria Podgoria, că și pe aia am reușit să o ameliorăm cât de cât, se dărâmau tavanele pe acolo, cam jumătate din lucrări au fost făcute de oameni. Anul trecut am avut un proiect de reconversie profesională, unde am făcut reconversii profesionale pe zidari, croitori, lăcătuși mecanici și așa mai departe. Prin proiectul respectiv, tot proiect european, a intrat în comuna Podgoria 6 miliarde de lei. Deci o sumă destul de mare. Din banii ăștia s-au reparat căminul cultural de la Coțatcu, de ajuns... Deci el era ceva de genul ăsta. Cam așa arăta. Nu știu dacă uitați, ăsta era căminul de la Coțatcu. Iar acum arată așa. Deci a fost reparat acest cămin, iar oamenii au beneficiat de reconversie profesională, au beneficiat de subvenții la reconversia asta profesională, adică pentru fiecare oră de curs, ei primeau 3 lei, respectiv 4 lei. Astfel că suma maximă undeva a ajuns la 2828 de milioane. Bine, în funcție de orele pe care le făceau dânsii la reconversia profesională.
Iar cu băieții care au făcut cursurile de zidărie și le mulțumesc că chiar și-au făcut treaba și sunt meseriași buni, am cam jumătate din primărie am făcut-o cu ei. Adică, și au fost multe persoane incluse în acest proiect? Peste 350 de persoane. Deci peste 350 de persoane au beneficiat de acest proiect. Și undeva în luna martie vom depune pentru un alt proiect, cam prin luna iunie să înceapă o altă reconversie profesională. Oamenii au de câștigat, în sensul că mai mult decât atât, dintre cei care au beneficiat de reconversia asta profesională, 20 dintre ei s-au angajat. Adică își câștigă acum existența prin angajare. Da, nu numai în comună, pentru că comuna nu... Dar și-au găsit locuri de muncă. Categorii, da, în zona Râmnicului, în zonă. Și-au găsit locuri de muncă. Și chiar sunt încântat de chestiunea asta, pentru că cu cât oamenii au venituri, cu atât și comuna prosperă. Ne-ați prezentat noastră acele cămine culturale, da. Cum apăreau înainte, cum se prezintă în prezent. Sunt funcționale? Realizați evenimente culturale în prezent, da? Da. Bine, acest și ce proiecte sau ce alte evenimente au fost destinate tinerilor din comuna Podgoria? La căminul cultural de acolo, de exemplu, ultimul eveniment, am făcut sărbarea școlară cu copiii de la școala de la Cuțacu. Bine, el funcționează ca un centru și nu avem dreptul 2 ani de zile să avem evenimente de alt gen decât ca centru de educație prin proiectul pe care l-am avut, dar v-am spus, neavând unde să facem sărbarea copiii de la școala Cuțacu, am făcut-o acolo în decembrie. Sper să nu se supere nimeni că jumătate de oră... Dar, ca destinație de centru de educație, ce presupune această destinație? Deci, proiectul acesta este definitivat cu reconversia profesională, iar pe un viitor proiect, începând din martie, când îl vom depune, acea locație va fi folosită în continuare tot pentru cursuri. Ea a fost folosită pentru cursuri, și va fi folosită în continuare tot pentru cursuri, pentru cei care vor participa la următorul proiect. Alte activități în comună, vreau să ne spuneți dacă au fost identificate probleme sociale grave, mai ales că am avut și această perioadă de la începutul anului 2016 cu condițiile meteo nefavorabile. Ați avut bătrâni care v-au solicitat ajutorul sau situații deosebite în comună? Anul acesta, la zăpada care a picat în luna ianuarie, nu am avut probleme deosebite. A fost o jucărie zăpada asta față de ce s-a întâmplat acum un an de zile sau acum 2 ani de zile. Am avut probleme anul trecut, de exemplu, la înzăpezirea aceea, dar în momentul în care am avut câte o urgență, am luat măsurile necesare să putem să rezolvăm situația. Și în general, la urgențe merg și eu și viceprimarul și colegi de la ISU, cel care se ocupă de situații de urgență la nivelul primăriei, merge la fața locului. Am avut ultima dată un incendiu la o casă în Oratia, am avut un incendiu la o casă în Tăbăcari, dar până să ajungem acolo, situația s-a stins, deci nu a fost nicio problemă. Iar acești oameni care au astfel de probleme au fost ajutați prin Consiliul Local. Consilierii locale au aprobat suma legală de a putea fi ajutați. Domnule primar, știu că discutam cu noastră cu ani în urmă că erau foarte mulți tineri ai comunei Podgoria care plecau la muncă în străinătate, da. Și acasă rămâneau copiii în grija bunicilor de obicei.
acele familii tinere s-au reîntors, s-au investit, spuneați că îi tot așteptați acasă. Și de asemenea aș vrea să ne spuneți și dacă ar mai fi cazul ca în 2016 să vorbim de atragerea de investitori în comuna Podgoria sau în această zonă, în această zonă în care suntem noi. Da. Tinerii, în primul rând. O parte din tineri au venit înapoi. O mare parte nu au mai venit. Ce am observat în ultima perioadă este că tinerii, chiar dacă pleacă la muncă în străinătate sau în alte părți, ei vin la perioade mai mici de timp. De exemplu, pleacă la muncă 2-3 luni de zile, revin acasă, stau o lună, două, iar pleacă la muncă 2-3 luni de zile. Sunt femei care merg la treabă în Spania, în Italia, în Grecia. Sunt bărbați care merg la treabă și v-am spus, nu mai pleacă pe, deci, perioade pe mici, lungi de timp. Nu, da. Câțiva ani de zile, 5-6 ani pe nu. Care se reîntorc. Pleacă și în general pe stabilesc. Perioade scurte și revin. La 2-3 luni de zile ei revin. Ceea ce este mai bine și pentru ei și pentru familiile lor. Iar în ceea ce privește investițiile pe teritoriul Comunei Podgoria, chiar îmi doresc cât mai multe investiții. Au început anumiți oameni dar să-și facă... Dar este o perioadă benefică pentru atragerea investitorilor? Ați avea infrastructura pe care să le puneți la dispoziție? Da. Sunt zone în Podgoria unde pot să aibă toate beneficiile. Deci sunt zone unde pot să aibă... De exemplu, anul trecut, un an și jumătate, s-a făcut investiția aceea pentru stația de asfaltare. Deci este o zonă unde investitorii au pe ce și chiar promovez lucrul ăsta și îmi doresc ca foarte mulți oameni să poată să vină și să investească pe teritoriul Comunei Podgoria, pentru că avem beneficii și avem câteva societăți mari pe care deja sunt cunoscute în România. Avem mobilul. Să nu le facem publicitate, vă rog foarte mult. Nu, dar, aceasta este intenția. Dar sunt oameni care și pe agricultură, și pe industrie, și pe așa, au o activitate susținută în Podgoria. Să înțelegem că aveți o populație tânără în comună. În general, când vorbim de viața satului în România, vorbim de o populație bătrână, persoane defavorizate, persoane care se descurcă de pe o zi pe alta, tot mai greu din punct de vedere financiar, din punct de vedere al sănătății. Avem și persoane defavorizate. De exemplu, avem 200 de dosare la ajutor social. Avem și astfel de persoane, dar totuși în Podgoria s-a menținut cât de cât un echilibru. Comparativ cu alte comune, bine, Podgoria este și foarte aproape de oraș. Eu sper cu investițiile care se vor face în Podgoria, oamenii, în primul rând, oamenii vor avea enorm de câștigat datorită acestor investiții. Chiar la dumneavoastră, pe postul de televiziune, acum vreo lună și ceva în urmă, urmăream la anunțuri și un cetățean din Coțatcu, și chiar m-a încântat chestiunea, un cetățean din Coțatcu vrea să-și vândă casa, dar vând casă în satul Coțatcu, drum asfaltat. Adică chestiunile astea la un moment dat se vor repercuta în buzunarul oamenilor. Nu vor mai fi oamenii nevoiți și chiar le-am spus de acum un an, doi de zile, mă fraților, nu vă mai vindeți câte o bucată de teren pe 30, 40, 50 de milioane. Că în momentul în care ai asfaltul la poartă, când ai apă, când vei avea canalizare și așa mai departe, poți să beneficiezi de o sumă mult mai mare. Nu să-și bată joc de niște bătrâni care își vând o bucată de pământ sau așa. Și toate aceste lucruri automat că vin în avantajul celor de acolo, a oamenilor din comunitate, din Podgoria. De asemenea, ne spuneați mai devreme că aveți la nivelul comunei foarte mulți oameni ce dețin suprafețe de pământ. Clar, da. Agricultori sau da. Alte investiții. Cum reușiți să-i ajutați? APIA îi ajută prin subvențiile respective. La Podgoria
E o problemă cu suprafețele de teren. În perioada 2016-2020 și chestiunea asta trebuie rezolvată. Costă în jur de 4-5 miliarde de lei să putem să o facem ca la carte, cum se spune, și anume să putem să facem măsurători, să putem să facem planurile cadastrale, să putem să dăm oamenilor suprafețele efectiv pe care le au de teren, în așa fel încât să ajungem în punctul de a face chiar și acte oamenilor, adică le facem cărți funciare, în așa fel încât să aibă omul tot ce limpede tot ceea ce dar are el. Dar să ajung la aceste situații de a se suprapune parcelele? S-au ajuns, vă dați seama. Acolo este o muncă de 2 ani, 2 ani și jumătate. Deci nu există timpul fizic acum să te mai hazardezi în lucrul ăsta. Iar lucrul ăsta trebuie să fac pe un mandat de primar. Adică în momentul în care ai început mandatul să poți să începi lucrarea și undeva în 2 ani, 2 ani și jumătate să poți să definitivezi. De exemplu, în Podgoria sunt 107 tarlale. Podgoria are o suprafață de 5.345 de hectare și trebuie luată fiecare tarla în parte, măsurată, așezați oamenii în tarla și făcut efectiv lucrare nemțească, cum se spune. Așa să știm că în tarla asta suntem 30, dar nu știm care, cum și ce fel. Ce s-au făcut pot ridica atunci sumele de care ar beneficia în mod legal. Da, și în viitor se va ajunge și la chestiunea asta, că oamenii, dacă nu vom așeza situația în 3-4 ani de zile, se va ajunge la situația în care oamenii nu își mai pot ridica beneficiile de la APIA, din subvenții. Sunt multe de făcut, adică într-o administrație, momentul în care e ca acasă, dacă n-ai bătut cuiul când trebuia și l-ai lăsat acolo nebătut, repercursiunea peste câteva luni de zile e că îți pică tavanul. E, așa și aici. De exemplu, drumul DC120. El mai rezistă. Am încercat cu forțe proprii, cum am putut, să-l remediem. De exemplu, o mică situație. Deci acest drum face legătura între Podgoria, Oratia și Plășești. Noi am încercat să remediem. Cum am putut? Să nu lăsăm cu găuri și așa mai departe. În schimb, acest drum trebuie să beneficie cel puțin în următorii 2 ani de zile. Trebuie neapărat să se găsească o soluție tot printr-un proiect, că v-am spus, pe banii care se încasează de la comunitatea locală nu se poate face mare lucru. Deci tot printr-un proiect trebuie să găsească soluția în așa fel încât acest drum să putem să-i punem cel puțin un strat de uzură pe el. Și eu cred că vom găsi soluția, adică sigur vom găsi soluția, pentru că v-am spus, avem proiectele astea de canalizare și sper că într-o lună de zile să fie semnat de Ministerul Dezvoltării și în momentul în care vine proiectul de canalizare, automat că vine și pătura asfaltică, pentru că așa e proiectul. Și dar pe acest drum ați mai intervenit, ați mai avut mici intervenții. Vă dați seama, păi dacă lăsăm câteodată așa... Câteodată lăudate, câteodată criticate de conducătorii auto. Avut, la un moment dat nu aveam posibilitățile financiare pentru că tona de asfalt este mult mai scumpă decât tona de beton și am... decât să-l las în paragină halul ăla, am preferat să îi punem betonul. Să poată omul cât de cât să circule. Astea au fost posibilitățile. V-am spus, e ca acasă. Degeaba vrei dacă nu ai posibilitățile financiare respective să le iau. Dar în timp, cred că lucrurile, cum să vă spun, dacă le ții din scurt, ele pot să pui cărămidă cu cărămidă în așa fel încât să poată să iasă un lucru bun. Aș vrea să ne îndreptăm puțin atenția și asupra organigramei primăriei. Aveți ceva modificări față de anul 2015? Nu. Sau aveți nevoie de personal suplimentar? De personal am avea nevoie de câteva posturi, dar nu, încă nu am luat această măsură. Singura măsură pe care am luat-o anul trecut a fost să separ apa de restul taxelor locale.
Și anume, am angajat o casieră special pentru a, pentru a lua de la oameni banii pe apă și am observat aproape un an de zile, da, nu un an, vreo 6 luni de zile, am observat o mult mai bună colectare a acelor sume decât în trecut. E scumpă apa la Podgoria? 3 lei metru cub. Și ce zic localnicii de această sumă? Păi nu știu ce spun, dar eu știu ce spun alții unde 11 lei metru cub. Nu pot să vă spun. Deocamdată, ok, sper să... Noi avem licență la apă, avem toate, tot ceea ce ține de apă în regulă. Atâta problemă avem și sper să rezolvăm. Problema în perioada de vară. Asta e un of mare în Oratia și în Podgoria, pentru că încoțat cu oamenii cât de cât mai au fântâni, nu este problema atât de gravă. De altfel, în vara asta, cred că de vreo 2 ore atât s-a întrerupt apa în Coțatcu, dar în Podgoria și în Oratia sunt probleme. Aici nu există fântâni, oamenii se aprovizionează numai din sistemul de apă și v-am spus, nu are rost să mint sau să spunem că putem face peste noapte niște lucruri care așa, pentru că ele trebuie să vină din proiecte. Nu-i vorba de un foraj acolo, și am mai explicat lucrul ăsta, nu-i vorba de un foraj în plus, este vorba despre conducta care vine de la foraj de merge la bazinul de apă de la Oratia. Conducta respectivă nu suportă presiunea pentru a duce dintr-o dată 2 foraje în bazin, adică avea mai multă cantitate de apă într-o secundă. Știți? Deci asta este problema. Iar acolo trebuie o lucrare care costă în jur de 2 miliarde, poate mai bine, o lucrare cu foraj, cu conductă separat, să poată să meargă. A mai fost și o problemă, de ce să spun, timp de 5 ani de zile, acea lucrare făcută pe ordonanța 7 a trebuit să rămână așa. După 5 ani de zile, ți intră în patrimoniul primăriei din nou și atunci poți să modifici la proiectul respectiv să vii cu completări. Și spuneați noastră că ar fi inclusă în această strategie de dezvoltare a comunei până în 2020. Da, păi eu sper ca Podgoria să nu piardă. Podgoria a pierdut foarte mult. Știți că au fost fondurile de preaderare până în 2007, după aceea au fost fondurile între 2007 și 2012. Noi ce am făcut acum, eu am ajuns primar în 2012 în Podgoria și ce am făcut acum prin proiecte, am prins o părticică din iunie 2012 până în decembrie, o părticică mică în perioada asta 2014-2020, păi trebuie 3, 4, 5 proiecte, pentru că nu știu dacă, așa cum se zvonește după 2020, se cam închide robinetul la fonduri europene. Și dacă în perioada asta nu reușești să-ți așezi bine infrastructura, să-ți faci ceea ce ai, nu știu după aceea cam ce se va întâmpla. Atunci, putere de muncă, pentru că da, sunt de realizat lucruri importante. Vreau să ne spuneți dacă sunt probleme legate de salubrizare. Mai avem câte o problemă, unele sunt minore, altele mai mari. Am rugat de fiecare dată cetățenii și oamenii din Podgoria și din toată comuna să avem grijă de aceste gunoaie. Și cred că cu puțin mai multă atitudine cetățenească n-ar trebui să avem probleme. Deci, nu pot să spun mai multe, dar... Insistat pe educația civică, da? Dacă nu se vor aplica sancțiuni? Oamenii știu toți, adică și noi toți știm, nu trebuie să arunci gunoaie, nu trebuie să faci, nu trebuie să... Deci dar știut, da, știu asta, toți, dar vedeți noastră că nu aplică în momentul în care ceea ce știu. În momentul în care arunci un sac de gunoi, o pungă de gunoi undeva, prețul să iei punga aia de gunoi este de 10 ori mai mare decât valorează gunoiul de acolo.
V-am spus, cu puțină bunăvoință și cu vorbă bună, eu nu sunt adeptul luării unor măsuri drastice. Eu cred că oamenii trebuie să înțeleagă, să se înțeleagă între ei, împreună cu, de la primar și până la ultimul om, în așa fel încât să știe comunitatea pe care au este a lor. Și din punct de vedere a tot ceea ce se întâmplă acolo, le aparține. Și cred că într-o perioadă destul de scurtă nu vom mai avea astfel de probleme. Adică mi se pare puțin deranjabil pentru cei care sunt corecți să se trezească. Nu rezolvați problema. La sancțiuni spuneți că nu vă gândiți deocamdată. Nu, tot îi rugăm, măi, fraților, hai să nu mai facem. Oricum, nu avem probleme esențiale, dar se mai acumulează, vă dați seama că mai vin, mai aruncă, mai... Și le spun de fiecare dată, mă, fraților, noi suntem aia care aruncăm, că nu vine de la București sau mai știu eu pe unde, să arunce gunoiul pe șanț la noi sau pe un râu. E sau păcat pe de zona pe care v-a dat-o Dumnezeu. Categoric. Dar cu oameni de la 416 și domnul vice și echipele pe care le avem la 416, de fiecare dată am intervenit pentru a curăța, a aranja, a pune, a, și așa mai departe. Și observ că s-au schimbat oamenii. Și se schimbă. Oamenii își doresc din ce în ce mai bine, își doresc din ce în ce mai frumos. Și înțeleg că pentru a fi bine, pentru a putea să faci altceva, momentul în care ai făcut un lucru, să-l faci bine și să-l păstrezi. Că dacă te pui și îl faci asta și mâine îl distrugi, automat că nu mai ajungi nicăieri. Și oamenii înțeleg lucrul ăsta și sunt, cred eu, încântați. Să se vadă că se lucrează, să vadă că există și eu chiar am lucrat cu pasiune în ceea ce am făcut și chiar m-am dorit să schimb multe din ce se întâmplă acolo. Noi mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Ce vreau să vă mai întreb, dacă la capitolul religie sunt prevăzute modificări în bugetul local, ați alocat ceva sume pentru acest capitol? Am avut în fiecare an alocat. De când sunt primar la biserici, am dat în fiecare, adică prin consiliu local, am dat lemne de foc pentru iarnă, 5 metri cub de lemne. Am pus o centrală pe lemne la biserica de la Podgoria, una la biserica de la Coțatcu. Dar lucrări majore de reabilitare sunt necesare? Nu. Avem o biserică necesare, în construcție la Tigoiu și este în stadiu aproape de finalizare. Nu am intervenit acolo decât de câteva ori cu materiale de construcții. În rest, oamenii acolo au fost atât de dorniți să aibă biserica lor și încât au contribuit. Și nu aveau biserică în satul Tigoiu? Ba da, era o biserică, este o biserică mică de lemn. Ea este și înscrisă în patrimoniu național, dar la tip B, deci nu tip A. Și au construit o biserică mai mare. Avem probleme cu biserica de la Podguria și chiar discutam zilele trecute cu părintele. Avem probleme în sensul că undeva peretele din spate, terenul a început să taseze și fuge peretele din spate, alunecă peretele din spate. E o lucrare de anvergură acolo, ca să se poată face consolidarea respectivă. Și lucruri de genul acesta am rezolvat. Lucruri mari trebuie să făcute tot prin proiecte. Adică și la culte știu că iau anumite norme ale dânșilor și eu le respect. În așa fel încât din partea mea tot ceea ce ține de mine eu sunt dispus să realizez.
dar aici trebuie o colaborare foarte bună. O avem, deci nu pot să spun că nu, dar pentru lucrări mari trebuie altceva. Vreți să le mai... În singura biserică unde am promis și nu am uitat și ea, și unde nu am făcut nicio lucrare să rămână, este biserica de la Oratia. În rest, la cea de la Pleșești am schimbat geamurile, erau giurgiuvele de lemn aproape distruse, la casa parohială la fel, la Coțatcu la fel, am pus centrala, v-am spus, singura a rămas cea de la Oratia și nu voi termina mandatul până când și acolo trebuie să facem ceva. Am vorbit de altfel cu părintele și știm cam ce avem de făcut. Deci acordați atenție fiecărui capitol în parte. Da, orice. Școală, dispensar, biserică. Avem, de exemplu, și la dispensarul medical, pe cel de la Coțatcu l-am rezolvat, cu apă, cu toalete în interior, cu tot ce trebuie. Medici aveți? Că v-am întrebat mai devreme și nu, încă nu am obținut răspunsul. Deci aveți medici ai comune. Categoric, da. Un mesaj pentru locuitorii din Podgoria, pentru că suntem la finalul ediției din această seară. Aș vrea să le urez un an bun, un an mai bun decât 2015, să aibă încredere că tot ce am făcut și până acum și de acum încolo facem pentru noi toți, că toți vom fi beneficiarii acestor proiecte, acestor măsuri care au fost luate, să avem un an bun agricol, să dea Dumnezeu să ne vedem la sfârșitul anului cu realizări, atât din punct de vedere a tuturor familiilor din Podgoria, din Coțatcu, din Tigoiu, din Pleșești, din Tăbăcari, cât și a societății, a comunității noastre întregi. Mulțumim domnului Marius Chiru, primarul comunei Podgoria. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mâine seară vă dau întâlnire, după cum bine știți, ora 19 la TV Sat, la Presa Liberă Trecere. Sănătate, o seară liniștită! Okay. Presa Liberă Trecere.